Doamnelor și domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău, adoptată astăzi, 22 septembrie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 10 consilieri din totalul de 12 actualmente. Întrucât un consilier local a fost validat de către judecătoria Onești în funcția de i s-a validat mandatul de consilier local, o invităm pe doamna Manole Vasilica, consilier local suplean, să depună jurământul în fața plenului Consiliului Local. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei de Bez. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. În acest moment, numărul consilierilor locale a ajuns la 13 din totalul consilierilor. Suntem prezenți în acest moment 11. Asta trebuie să mai vii o dată înapoi. Trebuie să trebuie să se rămâne. Vă scrieți dumneavoastră. La ordinea de zi, am în fața mea 7 proiecte.
am să dau citire ordinii de zi pe care o să spunem la vot. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind constatarea, începând cu data de 1 septembrie 2021, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Coacă Vasile Gabi, ales pe listele Partidului Social Democrat PSD de la Comuna Liveț, județul Bacău, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitate de consilier local, din cadrul Consiliului Local al Comunei Liveț, județul Bacău, și declararea ca vacantă locului de consilier local, ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Liveț, inițiat de primar și ales din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Liveț, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Liveț, pentru anul școlar 2021-2022, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea primăriei Comunei Liveț în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisiunii bancar la tranzacțiile online în sistemul ghișeul.ro, inițiat de viceprimar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, precum și aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Liveț pentru susținerea persoanelor cu handicap din Comuna Liveț, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Liveț, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, conform devizului general actualizat, în conformitate cu ordonanța de urgență a Guvernului numărul 15 din 2021, privind cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiție numit modernizare drumuri de interes comunal în Comuna Liveț, județul Bacău. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, conform devizului general actualizat, al ordonanței de urgență a Guvernului numărul 15 pe 2021, conformitate cu prevederile de mai sus menționate pentru realizarea obiectivului de investiții, numit modernizare drumurilor locale în Comuna Liveț, județul Bacău. Domnul consilier Bușoc Dorel Remus, la sugerirea producerea Comunei Liveț. Mi-a spus mie înainte că dorește domnul Bușoc. Să punem la vot cele 8 puncte pe ordinea de zi. Cine este pe ordinea de zi? Ordinea de zi, dacă sunt de dată. Așa. 13 voturi pentru s-a aprobat în ordinea de zi. O să revin lângă mine pe domnul Talaban, adică pentru câteva secunde ca să se semneze. Da. Sau, eu știu, să facem și demersuri, să facem acele achiziții care trebuie făcute pentru aș putea manifesta o să le discutăm la dreptul, dar nu, nu știu dacă la diverse, dar găsit o soluție, pentru că oamenii au spus că au chiar au dorit să voteze sau, eu știu, să-și exprime un punct de vedere. Trebuia să găsim soluția de a
de a rezolva această problemă. În special pentru cazurile de COVID. Nu ne referim la alte cazuri, dacă pleca de localitate sau mai știu ce. Dar cu situația asta ar trebui să ne gândim foarte bine. Sau chiar să găsim o înțelegere până la urmă urmei între noi, că suntem o echipă, suntem Consiliul Local și ar trebui să acceptăm rezolvarea acestei situații. Adică omul prin telefon sau prin poate fi prezent sau poate își manifesta voința. Și adică să nu piardă până la urmă urmei indemnizația, că nu e din vina lui. E fortuită treaba asta, adică este forțat să stea la domiciliu, nu că ar vrea el. Adică, haideți să ne gândim la situația asta și să vedem, să găsim soluția cea mai bună. Pentru că eu mi-aduc aminte că am votat posibilitatea de a ne manifesta votul în astfel de situații. Nu știu cum. Eu din ce mi-aduc aminte? Adică parcă rămăsese în sarcina domnului primar să găsească o soluție pentru a achiziționa logistica necesară. Sau... Eu din ce mi-aduc aminte, din ce am votat legat de situația asta, ar fi dacă întregi Consiliul Local ar fi nu ar putea să asiste la ședință, având în vedere că ar fi o situație de urgență, nu de alertă. Este în stare de alertă, în stare de urgență am putea ar trebui să fim fizic acasă. Așa am după aminte de proiect. Și atunci, într-adevăr, spuneți-mi pe plan. Se poate întâmpla oricui dintre noi, dar nu din vila Consiliului nu poate participa, dar trebuie că sunt soluția de a își manifesta dreptul, nu știu, adică o să-mi nu? Ok, dau cuvântul domnului primar, în legătură cu statul ăsta, să spun câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local, o ședință ordinară, din luna septembrie. În primul rând, aș vrea să felicit și să urez succes doamnei consilier Vasilica, Manole. Și aș continua cu ceea ce domnul consilier a prezentat aici. Da, într-adevăr, a fost discuții, dar nu s-au stabilit și acel proiect de hotărâre nu a fost finalizat, pentru că au apărut desconturi. Nu s-a înțeles, pentru că la momentul respectiv considerați dumneavoastră că favorizăm consilierii care sunt plecați din țară și o scoată vota și aia și așa. Dar rămâne la latitudinea dumneavoastră de a stabili acest lucru, puneți să facem, să meargă într-un cadru legal. Pentru că nu putem vota nici pe telefon, nici până când nu suntem puși la punct cu oamenii au văzut tot ce se ordinează. Haideți să vedem, să găsim o soluție. Da, într-adevăr, sunt probleme. Și chiar dacă suntem plecați din localitate, poate cu probleme de serviciu sau poate cu probleme, e normal să poată să folosim votul online. Dar trebuie să facem legal acest lucru, pentru că o să apară contestații sau tot felul de lucruri. Nici nu e securizat. Nu, dar trebuie să ne gândim. Poate apărea o hotărâre de îndată. O problemă stringentă a comunei vesti. Și nu puteți face vot. Domnul consilier, dumneavoastră hotărâți și eu pun în aplicare. Stabiliți, puneți pe ordinea de zi. Și să clarificăm situația asta. Eu am spus de... Mai ales cu valul 4, văd că accelerează foarte mult cazurile și noi vorbim fi și noi. Dacă m-a ascultat. M-a ascultat. Cum faceți proiecte de hotărâri, puneți, discutați acel proiect de hotărâre, îl puneți, îl votați și eu o să fac ceea ce trebuie, duc la capăt și o să votăm online. Dar trebuie să avem cadrul legal, să avem aparatura specifică, specială pentru aceste... Ați putea vota. Nu putem vota prin prebugetare, puteam să primiți. Da. De dumneavoastră depinde. Bun, dau... Dau citire primului... Da, trecem la primul punct pe ordine de zi. Da. Așa, constatare. Proiect de hotărâre privind constatarea începând cu data de 1 septembrie 2021 a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Coacă Vasile Gabi, ales pe listele Partidului Social Democrat CSD la Comuna Livezi, județul Bacău, înainte de expirarea datei normale acesteia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi, județul Bacău, și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi.
achiziția de primar din partea tuturor comisiei de specialitate. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia 1 a zis favorabil. Ați primit toate documentele, vă pot să fac intrate cu acest cumpăr de zi. Domnul Botic, că domnul Gionica s-a menționat ceva la punctul 1. Aveți cuvântul, domnul Gionica. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să transmit numele postului nostru coleg. El în continuare este colegul nostru de partid, al grupului PSD. Și-a exprimat cumva părerea de rău că a părăsit Consiliul Local, dar asta e viața. Viața ne duce acolo unde considerăm că putem face bine familiei. Spuneam părerea de rău pentru faptul că ar fi dorit să rămână în Consiliul Local și să ducă la îndeplinire promisiunile făcute față de electorat. Este o decizie care a venit în urma, știți mai bine, a plecat în străinătate, lucrează acolo, dar în continuare este cu gândul și cu sufletul alături de Comuna Livez și transmite pe această cale salutări tuturor colegilor și conducerii primăriei Livez. Asta am să completez. Da, vă mulțumesc. Cred că așteptam și un cuvânt foarte la asta până de pe interlingă de postul de PSD și prin care ne-am zis la cunoștință că nu a avut rușia tot din mință din grea voință. Din ce? Da. Din neproar. Vă mulțumesc, Pons. Primul a fost primul proiect. Cine este pentru? Și aveți vreo să fie votul pentru. Cine este împotriva? Bușeu Viorel Remu. Este onoare, dar în același timp este și o obligație. Bine ar fi fost să fi avut onoarea să vină în fața Consiliului Local, ținând cont că a fost și data trecută consilier, primar și viceprimar. A făcut o serie de lucrări bine gândite, dar foarte prost finalizate. Ar fi trebuit să fie... Ar vrea să vă opresc un pic, pentru că ce la cunoștință Consiliul Local niște situații care nu țin de proiectul numărul 1. Înțeleg, deci, eu mi-am justificat... Da, dar am făcut atac la persoană în sensul în care noi doar luăm act de emisia colegului nostru. V-a rugat frumos, dacă vreți, să păstați pentru punctul 8 anumite situații, dar fără atac la persoană. Vă mulțumesc mult. Trecem la punctul 2, ce mi-a zis, da? Dau citire punctului de director al numărului. Proiectul hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Livez, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Livez pentru anul școlar 2021-2022. Inițiat de primar și avea din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisie de specialitate numărul 1. Comisie de specialitate numărul 2. Deci avem și punctul 3, 2, punctul 3, aveți da. Înainte de a da oferi permisia să propuneți pentru Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Livez, dacă se scrie cineva la cuvânt cu anumite obiecte sau ceva de menționat la această propunere pe ordinea de zi. Dacă nu aveți nimic de menționat, eliberăm pentru propuneri pentru Consiliul de Administrație. Doamna Dejenă, propuneți. Vreau Simona și Fii Popa. Și la urmă, propune de... Vreau Simona.
ce? Prin copac. Asta e propunerea doamnei regionale, nu mi-a dat și eu. Domnul Augusto. Propune. Pe. Avram Georgian, da? Și Pico Pierre Gabriel. Deci, în ordinea cum au fost înregistrate propunerile, va veni buletinul de vot în felul următor. Cruzano, Elena Simona, Pricu, Gheorghe Adrian și Avram Georgian. Cumva va trebui să votați două persoane din aceste propuneri. Doriți să mai faceți și alte propuneri? Bun, domnul președinte. Atunci, buletinul de vot va trebui să explicați, domnul consilier. Eu acum e modul acum să redactez buletinul de vot. Domnul consilier, se va fi vot secret. Două persoane la aceste teme. Înțelegeți? Deci există, deci, Jarul Simona Elena și Pico Gheorghe Adrian, de prima propunere a domnului regională. Deci propunerea dumneavoastră a fost Avram Georgian și Pico Gheorghe Adrian. Ați înțeles? Deci pe buletinul de vot vor apărea trei persoane. Trebuie votate două din acestea. Corect, da? Sunt de acord persoane, sunteți de acord ca să spun că ați învățat. Da. Da. Votează la spun ce nu cred. Mă retrag eu. Mă retrag eu. I-am fost data trecută și poate mai dorește cineva să mai cunoască probleme la școală. Și să rămân doar Georgiana și poate. Bun. Dar de fiind proiecte care fac parte din Comisia de Învățământ și Cultură, pentru școala, firemă? Îi propuneți. Vă opriți cineva să propuneți. Nu, problemă. Îi propuneți. Da, dar numai că apare o problemă. Ia să vă frați la ședință și nu o să puteți să vă faceți. Adică, aia sunt de la obiectiv. Deci, Avram Georgiana și Pico Gheorghe Adrian este proiectul de vot, da? Propunerile sunt permise, dar votul contează. Opțiunea de asta trebuie să știți, că asta nu e plăță. Nu știu de metru. Democratic, puteți să vă propuneți. Asta ce-a dat doi la oameni. Președinte, cu permisiunea dumneavoastră, buletinul de vot va fi înregistrat la sesiune. În acest moment facem pauză, deci da. Nu știu eu, Pentru. Nu merg, nu am făcut să știți asta.
Iar domnul președinte și cu doamna
la viceprimar, vor număra și o voi registra rezultatul votului. Discuțiile are sunt introduse. Ghișeul.ro, inițiat de viceprimar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisiile, nu? Da, da, da.
Comisia de specialitate numărul 1, aviz favorabil. Da. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Da. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Dorește cineva să discute și ia votul pentru proiectul acesta de pe ordinea de zi? Cumva a fost inițiat de către doamna viceprimar. Deci dumneavoastră a fost inima și creierul acestui proiect de hotărâre cu care a dorit cumva să sunt persoane care doresc să putească cu cardul în fost ieșitat să votare. Este ceva foarte bun. Pot să explic, consilier. Da, sunt persoane, mai ales cele plecate în afară, care vor să plătească cu cardul, vreau să plătească online, să plătească taxele și impozitele. Și nu numai. Știu eu taxa de rovinietă, taxa de vrei să-ți iei pașaport. Ca să nu mai bați atâta drum, poți plăti la primărie direct în cont și după aceea se virează ulterior acolo unde trebuie. Pentru asta, ca să ne înrolăm, era obligatoriu să avem o hotărâre din Consiliul Local. Deci nu puteam să mergem la ghișeu.ro și le spunem doar că vrem, fără ca domnul consilier, fără ca Consiliul Local să nu fie de acord. În sensul ăsta, am cerut de la mai multe bănci niște oferte, nu sunt bătut în cuie, adică ulterior putem să mai cerem sau e cea mai bună pe care am găsit-o la Banca Transilvania, dar nu avem niciun, deci nu avem niciun contract, doar avem niște oferte. Dar era musai ca să avem HCL-ul, ca să putem să mergem mai departe la ghișeu.ro. Acolo e simplu. O cerere, hotărârea de Consiliul Local, un reprezentant al primăriei, de obicei domnul primar, un cont deschis la trezorerie, doar în scopul ăsta, la Banca Transilvania sau oricare altă bancă deschis un cont, comisioanele de obicei nu sunt mari, până în 1%, cam toate de băncile au 1%, comisioanele de rulare cam 400-500 de lei, la Transilvania au oferit 400. Ulterior acestui demers se mai pot face modificări în sensul în care se poate implementa, știu eu, plata la primărie la un POS, să aducem un POS. Asta o să vedem în funcție de cele. Ne-am venit astăzi cu o propunere cu roboțel, ca la Bacău, la unde de la zis că ai văzut. Adică să fie ceva pe bol, să nu mai fie nevoie de... Dacă totuși intrăm în ghișeu.ro, să fie posibil să plătim taxele și dintr-un alt post, nu neapărat în interiorul primăriei. Adică cineva, dacă vrea să-și plătească taxa, s-o poată plăti din străinătate. Deci trebuie să avem... Asta da, dar e online, nu? E online. Să fie online, nu neapărat. Montat un roboțel, am zis, în interiorul primăriei, aici, ca să nu mai venim în contact direct cu angajatul. Deci, în fond de situația în care ne aflăm. Pandemia asta ar fi mai bine. Ulterior, adică cine știe ce device să mai apar și în cazul ăsta mai renunțăm, că sunt doi casieri, mai renunțăm la omul. Să rămâi numai cu roboțel. E o alternativă de plată, nu... E doar cu păinii pătrâni care vă dați acordul sau nu? Poate nu vreți. Eu, de exemplu, chiar vreau să plătesc impozitul cu cap. Chiar mi este foarte ușor și majoritatea plăților le fac cu cap. Până platforma de sunturi e pus la punct. Da, bineînțeles. Banii pe care doresc să dau la impozitul cu pământ, să duc la impozitul cu pământ, nu la mașină sau la amiază, la amiază. Sigur că da, da, pentru că la primărie, în momentul, după ce se finalizeze acest proiect, adică un contract, înțelegerea între noi și ghișeu.ro, ei au să ne pună la dispoziție o platformă. Între contabilitatea noastră primărie și ghișeu.ro, o bază de date, acolo sunt niște lucruri de făcut, dar asta urmează ulterior acestei hotărâri din Consiliul Local. Deci nu puteam să discutăm cu ei fără această hotărâre, da. Și după aceea orice modificare, tot așa o să discutăm. Să punem la vot. Da, comisii de vot și-au dat numărul 3. Să spunem la vot proiectul numărul 3. Ce este pentru? Și pentru 6, 9, 10, 11. Continuăm ședința cu punctul 4, pe zi de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, precum și aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Livezi pentru susținerea persoanelor cu handicap din Comuna Livezi, județul Bacău, pentru anul 2021.
inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Aici, pentru colegii mai vechi, e un lucru absolut normal. Una le vezi contribuie cu o anumită cotă în fiecare an, susținerea persoanelor care au dizabilități și sunt internate în unitățile de ocupire. Dacă nu mă înșel, vorba cam câteva miliarde pe an care se duc pe cheltuieli cu persoane care se duc. Cu siguranță, la domnirea bugetului au fost alocate sume și au fost deja aprobate sume, dar aici e contractul care se semnează. Anual și contribuția la acest contract nu poți să dai valoare. Da, contribuția consiliului local la susținerea persoanelor rezidențiale. Da. Comisia de specialitate numărul 1. Faceți favorabil. Comisia numărul 2 a fost favorabil. Top 3 a fost favorabil. Nu așa. Dorește să mai discut ceva ceva sau să spunem la cine? Rezidențial, persoane cu handicap. Da, ok. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Rectificarea bugetului local al Comunei Lideș, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Doriți să luați cuvântul referitor la acest proiect, domnul Gheorghe Crăciun, poftiți? De la 6, probabil. Zbanii pentru susținerea domnului Cățu la funcția de președinte? Vă rog, la diverse. Atât, dar nu, dar vin bani, e bine, nu? Da, nu, este treaba domnului primar și a conducerii unde au fost așezați banii, mă gândesc că au fost puși cu prioritatea proprii drepte, unde sunt nevoie de acești bani. Da. Dacă sunt bani, succes la victoria. Păi, cum? Da, vreau să-i spun o domnul. Nu a fost primitul domnul Cățu pentru a susține. Cred că am zis, dar acești bani vin deduceți de TVA. Toate OAT-urile au primit, nu numai OAT-urile așa, funcție de număr de locuitori s-au primit acești bani. Sau de culoare, că știm, s-au primit mai câțiva. Noi știm. Știm și așa bine au putut la mine, depinde cum curgea. Dumneavoastră poate știți altceva. Dar vă mulțumesc. Dacă nu aveți nimic adăugat, spun la vot. Cine este pentru proiectul? Domnul Mureanu? Da. Să vedeți mai des până noi. Domnule, sunt uimit. Spunea cineva că la livez, e scandal, uite cine... Nu este. Da, n-ați mai să intervenim și așa. Amica, cum lucrați? Cum lucrați? Cum lucrați? Cum lucrați? Cum lucrați? Cum lucrați? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform devizului general actualizat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 15 din 2021. Privind cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiție numit modernizare drumuri de interes comunal în Comuna Liveț, județul Bacău. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Deci, domnii consilieri, întrebau exact, și am vrut să mă consult cu dumneavoastră, să dau un răspuns, să mă greșesc. Și cum se diferențiază cele două proiecte între drumuri de interes local și drumuri de interes comunal? Drumuri locale. Deci, sunt două proiecte distincte. Distincte, da? Este vorba de PNDL 1, care avem un rest de executat la acel proiect. Este vorba de PNDL 1, cel care s-a turnat asfaltul pe Joaia, Scărindra, așa, lucrările au fost făcute de Rongan,
întrerupte la un moment dat. Noi am făcut solicitările și am dat ordine de începere din luna martie. Constructorul a venit la teamă. Șansa noastră a fost pentru că Ministerul Dezvoltării, deci aceste două proiecte trebuiau finalizate la finele anului 2020. Ministerul Dezvoltării a mai dat încă un pas și a semnat contractul din nou pe încă 2 ani. Ca unitățile administrative teritoriale care n-au finalizat proiectele pe PNDL 1 și 2 le-a dat șansa să continue lucrări. Acum, PNDL 2 nu s-a bătut un cui. Deci nu s-a făcut nimic. Nu s-a început. Dacă vorbim de PNDL 1, care este în proporție de 80% finalizat, cel de-al doilea proiect nu a început. Acum, cu proiectantul și cu... Guvernul ne-a cerut actualizarea prețurilor, ceea ce o să votăm noi acum, cu devizele reactualizate, indicatorul tehnico-economic, care trebuie să trimise la minister și să semnăm actele adiționale. Cam despre asta este vorba. Sperăm să continuăm și să începem cel de-al doilea proiect până la sfârșitul anului. Acum depinde, nu depinde numai de noi, depinde și de constructor, depinde și de proiectant. Factorii sunt mai noi, ca și OAT, ca și administrație. Am făcut tot ce este posibil ca aceste proiecte să continuă și să le putem finaliza. De asta aveți în față aceste două proiecte, nu numai primăria Livez, toate primările care au în derulare proiectele, aceste proiecte, au pe masă și proiectele cu indicatorii tehnico-economici. Da, domnul consilier Crăciun, aveți cuvântul. Mulțumesc, cu privire la... Haideți să fie așa cum a spus și domnul primar, la un loc, așa ce vă vorbă. Cred că, într-adevăr, vorba de PNDL 1 și PNDL 2, două proiecte destul de importante din comunitatea noastră, care, într-adevăr, au fost începute de foarte multă vreme, numai chiar de prin 2013-2014. La PNDL 1 a spus foarte bine, da, constructorul, dar totuși, o notificare privind rezilierea contractului, că se poate face. Rezilierea-ți contractul, domnule, să vină altă firmă, să facă. Parcă a fost un blestem cu acest PNDL 1. De la început, și eu am traversat probleme, a fost o firmă de la București, de la Dâmbovița, nu știu pe unde, a venit una din Bacău la fel, aceleași probleme. Se pare că ați moștenit aceleași probleme, dar în primăvară ne dădea speranța că vine la treabă. Iar de trecut, vine iarna, n-a venit. Păcat de bani. Bine că s-a obținut prelungirea și finanțarea în continuare a acestor proiecte. La PNDL 2, iar o mare problemă. E semnat contractul din 2019 de execuție a lucrării. Ce s-a mai întâmplat? Că expertiza tehnică, știm foarte bine, nu era o expertiză valabilă. Păcat și de acest proiect. Totuși suntem în 2021. Haideți să accelerăm un pic. Da, haideți să... Da. S-a rezolvat problema cu expertiza tehnică. S-a rezolvat aici, vreau să... Deci, toate problemele care au rămas din urmă, le-am dus la final. S-a semnat proiectul cu expertiza și a rămas același constructor, măcar sau... Da, același constructor care, dacă vedeți în față materialele, vedeți că... Da, de devizul actualizat, apare și... Mă gândesc că devizul actualizat este de normal licitație. Contractul este semnat deja cu consultul. Normal. Deci ei au actualizat în urma unui an. Actualizăm contractul de finanțare. Corect, contractul de execuție. Contractul de execuție. Asta înseamnă. Printr-un algoritm care îl dau cerut cei de la minister. Cu prețul de valoare. Sau prețul le-au luat ori asta. Sau dus. Și așa nu știu dacă o să acopere până în final. Costul materialului s-a dus foarte sus, dar în contract așa reușim să... Deci, încă o dată vă repet, ceea ce a depins de noi, de mine special, sunt pe masă, așteptăm acum să ne aprobe Bucureștiul rectificarea de care o avem în față, propusă de proiectant și constructor, și putem da ordine de începere la PNDL. Acolo este vorba de... PNDL e un constructor serios, adică nu va trebui să facem probleme. Nu, deci cu constructor aici, cu siguranță nu o să avem probleme, este vorba de Conex Trust,
o firmă mare din județul Bacău, care oriunde au lucrările adus la final și lucrări făcute de calitate și... Dar vă gândesc că ne încurcăm în documente, în avize, au expirat avizele de la drumuri naționale. Acum, cei de la drumuri naționale ne-au cerut din nou ridicările topo, pentru că au apărut în legislația lor indicatoare, mixtura asfaltică să aibă anumit, da, să fie de anumită calitate să, și au trebuit din nou să reluăm, plus avizele care sunt de obținut. O parte de el toate trebuie obținut, așteptăm răspunsul la drumuri naționale și sperăm să le să dăm drumul la treabă. Bun, deci mai cineva care vrea să spun ceva? Până la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, conform deviziului general actualizat al din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 5 din 2021, în conformitate cu prevederile mai sus menționate pentru realizarea obiectivului de investiție, modernizare drumuri locale în Comuna Livez, județul Bacău. Comisia de specialitate numărul 1, aviz favorabil. Comisia de specialitate numărul 2, aviz favorabil. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul pentru proiectul numărul 7. Poate v-ați că faceva la punctul 6 și aveți șansa la punctul 7. Ca o vulgă. Să nu vorbim astea, nu ar trebui să nici măcar să vorbim, pentru că sunt foarte importante pentru comunitate și... Da. De acord. Atunci, supunem la punctul de zi. Cine este pentru? Pentru că o știință. A fost pe începutul pentru domnul președinte. Pune anumită la urmă. Nu, niciodată. Ar mai fi punctul numărul 8, domnul Bușor, de orele care s-a listat neapărat. Înainte și de a da... Ioane. Înainte de a da curs punctului diverse, v-aș ruga frumos ca în timpul mandatului meu de președinte de ședință la punctul diverse, să nu aduceți atac la persoană, indiferent cine a fost primarul, viceprimar și așa mai departe, să vorbiți strict pe dovezi și pe hârtii, indiferent de subiectul care îl aveți, și să mi-aduceți la cunoștință mai multe situații care le discutați în mod instituționalizat, nu la modul personal. Cine se înscrie la cuvânt pentru punctul numărul 8? Domnul Ane Ionel, domnul consilier Ane Ionel, domnul consilier Ciungioni și domnul consilier Capac. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, dacă domnul președinte îmi permite să putem discuta, nu în monolog, nu de dialog, ci în monolog, și să-mi dați și mie cuvântul în momentul când trebuie să răspund, dar toate sunt întrebări pentru da, la care, și... trebuie, sau care trebuie să răspund. Da? Aș vrea să ne respectăm timpul fiecărui coleg care dorește să vorbească și să intervenim peste el, ca să ne facem înțelege. Domnul consilier Ani, aveți cuvântul. Da, dacă ziceți că nu putem să zice de nimeni nimic, să nu facem nimic. O să mai dau cuvântul și vedem și vedem cu urmează. Da, bine, aia, dacă ele trebuie să avem toate documentele, de masă, verificăm, sunt falsificări, vreau de acte falsificate în toate documentele. Vreau să considerați să nu se înțeleg la anumite acte, da? Băi, nu toate mandrinche că sunt false, că... Păi, odată ce nu sunt reguli falsificate, e normal că sunt false. Trebuie să avem grijă la afirmații care le facem. Și avem de la folosite că nu sunteți de acord cu a
alcătuirea actului sau cum sunt ele, este altceva. Numai că trebuie să aveți grijă la declarațiile pe care le dați, ca să vedea suma. Spuneți dacă mai aveți ceva de spus, mă scuzați că am un pierdut. Da, eu pot să-i răspund. Adică să-i răspund. Da, eu am o chestie și vorbim de un an, doi, cred că vreo 3 ani. 4, 5 ani, cu într-un conflict în zona în care desfășoară locuința. Dumnealui, la momentul, la un anumit timp, a sesizat în niște documente, părerea lui, cred că au fost modificate și putem fi la sentimentul sau așa, dar asta se pot dovedi în instanță. Tocmai da, dumneavoastră ați avut din ce știu eu, ați avut și niște procese pe rol. Aranjat, doamna, cu cine e așa? Da, acum... Contați la archivă, mergeți la Bacău, contați la... Dar nu există, nu, aia a fost. Negățiți, garantat, am fost și eu. Da. Sunt în aceeași situație cu dumneavoastră. Și nu există un testament care e falsificat, ăla nu există, nu înscris, nu nimic. Și totul merge înainte, procesul am pierdut, dar am arătat doamna Ingea, cine are de data. Dar așa ca să pierd procesul, da? Deci se implementează până la nivel corupției maximă. De asta vreau să vedem acum. Cine răspunde? Cum? Dar în momentul în care ajungeți în instanță, ar trebui înainte de a deschide, nu cred, în momentul în care mergeți către instanță, se va adresa, pregătiți-vă anterior toată documentația sau aveți pusă la punct. Nu cred că mai poate falsifica după... Nu vă mai spun... Și aștept de alte zile după ăsta, fac graduatorul, pentru că trebuie să obțin tot. Aș vrea să menționez aici un... Acum, cei care fac sau au făcut sau încearcă să falsifice un document, se expun unor riscuri foarte mari. Da, pentru că aceste lucruri se pot dovedi. Deci, dacă, acum noi nu putem, deci nu putem să acuzăm pe nimeni. Dumneavoastră ați simțit așa, iar instanța, prin tot felul de procedei care le-au luat de mână, ei pot să facă, pot să facă analize grafologice, pot să facă orice. Dar la solicitarea dumneavoastră, pentru că contează foarte mult într-un proces și apărături. Dacă nu avem apărători buni, care să urmărească sau care să ducă la față, care să știe, care ai nevoie să știe și să cunoască, să știe pe ce pledează. Dacă mergem așa, cum credez eu, știu și eu, știu ce și așa știi și avocat. Da, și avocat. Toți faptele ăștia duc la un final. Iar judecătorul dă o sentință. Funcție de ce materia are pe masă. Acum, v-am zis. Altceva. Bun. Domnul Busiu, aveți cuvântul. Domnule președinte, referitor la mandatul de anul trecut al lui Gabi Coacău, care a avut și funcția de primar, s-au făcut o serie de lucrări prin care o altă captare de apă, zis Ceapeu, în mare parte s-a rezolvat situația apei din comune, dar nu în totalitate. S-a mai făcut o captare în anul 2008. Nu știm, deocamdată nu avem document, nu am documentația care în consecință are numai avarii. Degeaba domnul primar se chinuie să dea el la populație. Când repară la Prăjoaia se trezește la Lihez, când e la Lihez se trezește. Aș dori să găsim o soluție pentru cetățeni împreună pentru această situație. După aia s-au făcut un pod pe Valea Rea. Nici acolo nu mi se pare un pod făcut la norme cum ar trebui. O poartă se deschidă, o poartă se deschidă, partea asta la de pește. Avem la Băleneasa, nu mai facem și pe Valea Rea. Cetățenii din Valea Rea trăiesc ca în Afganistan. În Afganistan, dacă noi suntem, stăm bine, cred că, dacă mergem la Kabul. Am fost dimineața, am văzut situația, este dezastruoasă. Am moștenit, cum ne zice domnii de la PSD, am moștenit. Vremea domnul PSD, de la PSD, să fie demisia, să ne lese să facem treabă împreună ce a fost vicii primar anul trecut și să vadă că facem treabă. Dar am moștenit ceva de... Asta am să zic, trebuie să găsim o soluție. Domnul primar, eu cred că s-a folosit un material
materialul, instalația nu este la normă. Nu poate să spargă săptămâna. Mă sună, zic, sunați primar, mai nu sunați primar. Era să fiți de unii din, dormeați în stradă, domnul primar și domnul Vici, dar și consilierii din mandatul trecut, a trebuit să doarmă. Vă mulțumesc. Deci aveți o problemă cu infrastructura de serviciu. Și dacă pentru Valerea, pentru Valerea, s-a găsit o soluție, să-i aducem la nivel, cel puțin la nivelul străzii. Eu stau la stradă, pot să zic că sunt în Germania la stradă. Ok, am înțeles. Îmi dau cuvântul domnului primar, dar vreau să spun ceva. Referitor la această problemă. Da. Este un sistem, vorbiți foarte bine, dar nu e vorba de 2008. Acel proiect a fost început, cred că, prin 2006. A fost preluat de administrația, de noua administrație din 2008, dacă vreți să facem un istoric, pentru că și-aș vrea să fac un istoric astăzi, pentru că văd că pe Facebook, pe peste tot, se pune problema alimentării cu apă și o problemă corectă și actuală pentru cetățenii din comuna noastră. Din ce știu eu, v-ați zis, acel proiect, cred că a fost demarat în anii 2006. În 2008 s-a schimbat administrația, proiectul a mers în continuare, pe ordonanța 7, parcă, nu? Domnul Crăcean. O să vă răspund. Așa. Au continuat lucrările, s-au făcut și licitații, s-au dus lucrările așa, s-au renunțat la două surse sau la o sursă, la a doua sursă de alimentare. Nu știu din ce cauză, nu știu cine a luat decizia, de ce s-a luat această decizie, pentru că proiectul inițial a fost făcut într-un fel, cu două surse de captare, una în, la Burlăcelu și una undeva în lungă. Nu știu exact zona, Buboc sau nu știu cum se numea sau se numește acea zonă. S-a renunțat în timpul proiectului, s-a renunțat la a doua sursă. Un lucru foarte grav. Pentru că cei care au făcut studiile, le-au făcut corect. Pentru a acoperi toată nevoia de apă a comunei Livezi, a cetățenilor din comuna Livezi. Renunțându-se la cea de-a doua sursă de alimentare, automat a decimat valoarea și cantitatea de apă. Între timp s-au făcut branșamente. Da? Proiectul s-a finalizat, s-au făcut recepții. Da? A fost, are recepția făcută. Proiect finalizat. Au început să apară probleme. Din momentul când s-au suplimentat branșamentele, capacitatea de apă fiind mai mare. Da, domnul ministru. Scuzați-mă, sunt într-o ședință de consiliu. Vorbim, să trăiți numai bine ziua. Și cetățenii s-au trezit suplimentând acele branșamente. Fiecare cetățean are dreptul să fie branșat. La mine, dacă vine să-i fac branșament, spui, domnule, nu mai ai loc sau... Toată lumea trebuie să verifice. Dar apă nu are. S-au suplimentat de-a lungul timpului. S-au făcut suplimentări la alte surse de captare. Nu știu cât de corecte sau așa, dar ceea ce vă pot spune că nici la momentul de față acest sistem de alimentare de apă din Livezi nu are avizul, deci nu este avizat de... Bun. Am constatat de-a lungul timpului și problemele care le-am avut pe acea rețea, că nici țeava, tuburile care au fost puse nu sunt cele trecute în proiect. Este o diferență la tubul, la magistrală, de 6, care sunt actuale, de fapt, în proiect erau de 10. Mă refer la grosimea tubului. Pentru debit. Tubului care nu rezistă. Este o presiune. PN10, PN6. PN10 este rezistența la presiunea apei de 10 bar. Iar PN6 este rezistența de presiune apei la 6 bar.
Aici este diferența. În momentul în care în instalații se ridică presiunea și depășește 6 bar, acolo cedează țeapă. Da, nu vrem, nu vreau să intru în chestii tehnice, că nu vreau să vorbesc. Poate mai vede cineva și vizionă și nu... Poate mă spun normele care sunt de văzut. Dar vreau să vorbesc, vă spun. Deci au fost diferențe făcute și la acele tuburi. Presiunea fiind mare și oprindu-se, pornind automat tot timpul când sistemul încearcă să primească apă, e o forță în plus față de... Când consumatorii nu sunt atât de mulți, presiunea crește în rețea. În momentul în care consumatorii mai mulți, scape. Atunci... Bun. În 2020 s-a mai făcut o sursă, din ce am verificat și eu, încă o alimentare, încă o sursă de alimentare suplimentară la acest, sistem de așa, făcut în zona fostului ceartel, acum. E ok. Dar din ce am constatat și când am verificat la maxim, m-am trezit că nu este alimentarea cu energia lor. Fiind o problemă. Deci, proiectul fiind la final, cum ai făcut proiectul când prima dată trebuia să tragi cu proiectul și după aia să începi lucrarea. După aia, nu am găsit actul de proprietate al acelui drept. Deci primăria nu știu dacă este proprietar. Nu știu dacă este proprietar pe acea investiție. Pe acea zonă nu s-a făcut investiție. Rămâne de văzut, domnul consilier Busuioc a venit și a solicitat acele documente, cred că le aveți și în față, nu? Da, da. Eu le-am pus la dispoziție, dumneavoastră mi le-a solicitat să vă le primiți. Da, de fapt, domnul primar, în respecte proprietarii teritoriilor, că nu le găsesc aici, nu sunt. Și exact, zice, branșamentul de curent, cum putem să nu suntem proprietari, domnul primar, sau nu suntem proprietari ca să ai sursă de apă? Consiliul local. Nu mai v-ați găsit un an din proprietate? Eu nu am găsit nimic. Bun. Dar la vorba mea să aveți an din proprietate? Cred că va fi în cea pe bani, solicităm și la Solicitați la vorba mea să solicitați și la Livez, ca să vedeți că nu suntem proprietari pe nici o supravă. O să solicităm și Mocanu, din cauza și sursa de la Mocanu și sursa de la Mocanu. Asta vorbim să ne de lucruri de astea țărănești, nu sunt Mocanu, nu nici Bunăciu. Eu așa vedeți că sunt alte de lucruri. Și dumneavoastră văd că le folosești aceleași. Da. Mulțumesc. Bun. Asta rămâne de văzut. Și cum s-a făcut acea investiție? Știu că domnul Crăciun și vede, cum nici prima sursă, când dumneavoastră s-a făcut proiectul, nu erau proprietari, primăria nu era proprietară, nu? Nu. Și cum s-a făcut investiția? Nu știu, voi întrebați cel care chemați să plătați, care e cel care a făcut proiectul. Eu m-am trezit când tăia Pumșoie din Bucat. Eu sunt proprietar pe teren acolo, am trezit pe cel cartar de la mine din Bucat. Și am lăsat așa, că am un primar și am zis să dau asta. Da, dați-mi voi chiar în altă ele. Înțeleg, domnul. Da. Trebuie să vorbim. Da, mulțumesc că... Dar nu ați fi explicat-i cum ați fi vinovat. Așa, nu asta. Eu aveam altceva de discutat la Punci Universe, dar dacă tot s-a dorit un lucru și să... Nu s-a folosit niciun nume. Spre final a spus numele domnului consilier. S-a întâmplat în timpul mandatului meu, dar nu înseamnă că chiar vreau să zic. Haideți să spun și eu punctul meu de vedere. Pentru că domnul primar și domnul coleg consilier Busuioc au spus așa o poveste din auzite. Parcă sună poveste, așa, nu nimic concret. Nu nimic certificat, nu nimic expertizat, ca să spunem așa. Nu putem să ne dăm cu părerea în locul experților, a proiectanților, a constructorilor, a dirigenților de șantier, sau ai celor care au executat pe lucrarea. Este pentru prima dată când am avut acum că nu tubulatura, nu țeaua, nu până, nu, oameni buni. Acele lucrări au fost verificate, super verificate, avizate, sunt dispoziții de șantier, semnate de specialiști. Nu primarul este cel care spune ce trebuie să se bage în pământ, ce să renunțe, la ce captare să renunțe. Au fost comisii, au fost hotărâri ale Consiliului Local.
Nu s-a făcut nimic pe de rost și nimic, pentru că totul era supervizat. A fost curte de conturi, mai ales acest proiect, cred că a fost plimbat la DNA, la toate instituțiile de, eu știu, instanțe judecătorești și așa mai poate verifica. Nu a găsit nimeni niciun motiv de a reproșa cuiva, fostului primar sau mie, că am fost primar sau nu a fost nicio problemă cu acest proiect. El a fost realizat conform stasurilor de la acea vreme și proiectului respectiv, bineînțeles, ajustat sau modificat, la fel cum faceți și dumneavoastră acum, vedeți cu PNDL 1, cu PNDL 2. Au crescut costurile, s-au modificat prețurile, s-au modificat TVA-urile, s-a făcut dispoziție de șantier motivată dintr-o anume motivat. Ați întrebat de ce s-a renunțat la captarea de la Bărăneasa. Deci nu a fost voința primarului sau că am vrut eu. S-a constatat la momentul respectiv, în baza studiilor făcute, că volumul de apă de la Bărăneasa, de la Bărăneasa 1, cum îi spune acolo, la captarea respectivă, era de ajuns la acea vreme, conform normativelor pe care le erau în vigoare, era ajungea pe alimentarea. Da, domnul, puteți să zic, repetați, să se întrebă și cu Consiliul, vă rog, domnul. Da, domnul, puteți. Acum vă aud, spuneți. 18.795 o adresă cu necesarul de sume pentru cheltuieli curente. Este venită? Zici și domnul primar aici, de la aici. 18.795. Există adresa asta pe mine, de la instituția publică. Haideți să vă iau la urmă. Nu mă gândesc cu instituția publică. Nici ai nu spus un pic. Să vă vorba de... Da. Că nu răspunde nimeni de fix. Da. Deci... Eu o să vă spun pe ceea de ședință și o să vă spun. Da? Ok, bine, bine. Da, ca să continuu. Captarea de la Bărăneasa. Am dat atâtea și atâtea explicații, chiar și în ședințele Consiliului Local. Atât când eram primar, țineam funcția de primar, în mandatul care a trecut, cât și de când sunt Consiliul Local. Dacă doriți, sau eu știu, cu siguranță, aveți toate documentele, ar trebui să fie în arhiva primăriei sau, eu știu, la compartimentul de achiziții, unde există dosar cu toate dispozițiile de șantier, cu recepții, cu tot ce s-a întâmplat cu acel proiect. La Bărăneasa acolo, în momentul în care constructul, cu proiectantul, cu dirigintele șantierului, împreună cu o comisie de la primărie, ne-am dus să apuce de treaba acolo, să execute acea lucrare, s-a constatat că în locul respectiv era construită o casă, se emisese o autorizație de construire pentru o locuință. Deci terenul nu aparținea Consiliului Local, fosta conducere nu a ținut, ei au făcut proiectul pe hârtie fără să meargă în teren, să stabilească clar starea juridică a terenului, ne-am trezit când făceam alimentările cu apă prin curțile oamenilor. Oamenii spun, nu se poate face așa ceva. Omul avea o fosă septică, avea bazin de pești, nu știu ce mai făcuse acolo. Cum să faci acea alimentare cu apă? Ăla a fost motivul la momentul respectiv pentru care s-a renunțat la acea tratare. Dar nu numai acela, până la urmă putea să întindă un pic mai jos, să facă o altă tratare, s-a considerat că volumul de apă la vremea respectivă, conform planul, în 2016, era un anume volum de apă, adică este făcut un recesământ la nivel de consumatori, la nivel de comună. E adevărat, după aceea, toți ne-am modernizat, toată lumea și-a băgat apă în casă, mai mult decât atât. Proiectul nu era prevăzut cu branșament de la populație. Și o spun cu cea mai mare responsabilitate, vă rog să verificați în proiect, să vedeți că el a fost făcut doar pentru 300 de pompe stradale la nivel de comună, și 300 de jgheamuri pentru animale. Așa era trecut în proiect la nivelul anului 2006, când a fost făcut din ordonanța 7. Iar noi, conducerea la acea vreme, prin Consiliul Local, și dumneavoastră ați votat, ați fost de acord, cei consilieri mai vechi care sunteți aici, datorită faptului că
Am avut acel proiect de modernizare a drumurilor comunale, prins prin fonduri europene, care se făcea prin zonele unde era alimentat cu apă. Am luat hotărârea de a executa branșamente la populație, ca să nu mai spargem asfaltul încă o dată. Așa s-a întâmplat, deci s-a făcut, am făcut acea derogare cu acordul proiectantului, cu acordul dirigintelui șantier și am făcut acele branșamente. La vremea respectivă ne-am gândit că o să fie 500, 600, până într-o 1000. Acum cred că sunt 1000 și ceva. Făcând branșamente la populație, volumul de apă trebuia să fie mai mare. Numai cât se ducea omul la pompă și scotea apă sau nu știu, dădea apă la animale. Automat 7 kg de apă pleacă când aveți omul la bazinul de la WC. Și din acel motiv, în anii următori, a fost nevoie să facem, să găsim alte soluții, bineînțeles, discutate în Consiliul Local. Am făcut în primă fază o captare, am captat un izvor pe izlazul comunal de la Brăbăneasa. S-a făcut și acolo investiții, am introdus acea apă în sistem. O perioadă a fost bine, după aia iar a fost nevoie de suplimentare și ca în ultimă fază am trecut pe situații de urgență să facem acel branșament din acea rezervă de apă care am constatat-o noi. Am fost tot așa o comisie la primărie cu situații de urgență, cu Consiliul Local, cu ce n-am mai fost acolo și am considerat că acea apă va trebui introdusă în rețeaua de apă. Vă spun clar că dacă nu făceam acel lucru, la momentul de față nu aveam apă nici pentru partea asta a comunii. Nu mai vorbim de partea cealaltă a transferului, pentru că volumul a fost și secetă o perioadă. Consumul este mare. Cu ce s-a suplimentat acolo, facem față de atunci apa cât de cât în toată comună. Acum, a spus problema că de ce nu este branșament electric. Păi nu este, pentru că în proiect, dacă vă uitați acum, nu au fost prins acel branșament electric. Una la mână, nu aveam sursă de finanțare, nu aveam bani. Așa, un miliard și ceva, din câte știu eu, că a costat. Mai bine. Nu știu, cred că nu sunt, eu nu m-am ocupat nici de proiect, nici de finanțat. Conducerea de la acea vreme, nu? Dar eu știu că este hotărârea Consiliului Local, prin care s-a aprobat, prin care s-a făcut, mai puțin branșamentul electric. S-a discutat cu proprietarul din vecinătate, fiind el chiar și cel care are mentenanța până la urmă, ori, că e bine să o spunem la sistemul de alimentare cu apă, omul a spus, da, domnule, până trebuie să vă faceți branșament, luați curent de la mine. Eu, din câte știu, acum are o factură, au niște, sau adunat niște facturi de 100 ceva de milioane de lei. Pe curentul și pe apa pe care... Haideți să vă pun o întrebare. Și acum este legat Consiliul Local sau primăria. Cum poate plăti acele facturi dacă ele sunt emisii din persoană fizică? Păi atunci persoana fizică, el nu poate face ceva decât trage hiercul la care și pompa noastră nu funcționează. Am vrut să încheiem la vremea respectivă, dar nu s-a mai putut, că s-a schimbat conducerea, se încheia un protocol, bineînțeles, se făcea tot la fel prin Consiliul Local sau cealaltă cunoștință. Dar Ionul sau Ionelul este de acord cu un protocol? Dar nu are treabă Ionul sau Ionelul. Eu vreau să vedem cum se face branșament. Noi, vreau să ați auzit de parteneriat public-privat? Există posibilitatea să faci un parteneriat public-privat. Eu, dacă am o investiție în dumneavoastră și o perioadă de timp facem un contract între părți, dumneavoastră puteți să mă ajutați sau să găsim o soluție. Domnul Crăciun, îngeri scuze. Nu trebuie să vă ceriți. Dar acel parteneriat trebuia făcut înainte de a să faci investiții. Domnule, dumneavoastră... Deci ca să poți să faci o investiție, trebuie să fii proprietar. Stop! Cum s-a făcut acea investiție? Eu vă întreb, dacă credeți că este corect sau este incorect. Cum credeți dumneavoastră, o întrebare care v-a pus-o de la, este corect? Cum credeți dumneavoastră, mai ales ca să plătiți o factură? În unele documente, în titlul de proprietate ale cetățenilor, acea suprafață de teren este rezervă a primăriei. În unele titluri de proprietate, oamenii merg până sus în grajă, nu mai apare rezerva primăriei. Ei am mers pe terenul unui an, Costică sau eu, care sunt acolo, așa, un titlu de proprietate, al lor se finanțează și se vecinează la partea de ies cu rezerva primăriei. Deci, în capătul lor, unde este alimentarea cu apă, este rezerva primăriei. Deci, aceea am considerat că acea alimentare cu apă se află pe terenul primăriei. Deci, nu am regăsit un document de nici la cel care a cumpărat sus, că la un moment dat spunea că, domnule, nu că noi am cumpărat tot cu apă, nu știu ce, nu. Era cumva la limită. De asta s-a făcut acea investiție. Și apa se duce, se poate judeca și verifica, că intră în conducta
electrică, pentru că noi nu putem ști cât consumă Sirius sau așa, și cât consumăm noi ca... Aveți supraașament, aveți contracte. Este control, societatea respectivă are control. Special mai pentru pompa respectivă. A, deci s-au făcut investiții și tu nu s-a făcut investiții. Omul avea franșament, nu consum. Pentru că el are și alte franșamente electrice. Deci el are control numai... Are control pe societatea care deține curent. Dacă contorul este separat, haide să facem un demers, să ne cedeze practic partea electrică. Nu, dar nu există posibilitatea să ne facem franșamentul noi. Și când montezul contul, ar trebui nici, nu, 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 deci nu te branșează nici cu partenerea, nici fără partenerea. Eu nu vreau să vadă actul de proprietate. Și ăla care este proprietar vine și spune contorul. Noi nu putem să facem pentru că nu avem actul de proprietate. Că spuneți dumneavoastră. Aveți proprietate pentru că lucrurile... Nu am eu proprietate, nu e mea. Primăria nu are așa. Eu am făcut și demersul și știți foarte bine, am dat și hotărârea Consiliului Local în care să facem, doamna care, domnul consilier, dar înainte spunea niște lucruri, ar trebui să o ocupi din treburile astea. Trebuie să... Că nu e situația asta, nu numai aici. Poate investiți foarte bine, nici aici nu aveți proprietate la primul. Da. Da? Pentru că nu s-au dus lucrurile până la capăt. Deci, domnul de la cel funcțiar trebuie să-și facă treaba la capăt și să introducă în domeniul public, să vină în fața noastră aici, cu proiect de hotărâre de zbine, să introducem toate aceste terenuri care nu au stăpân până la urmă, să le introducem în domeniul privat al comunii. Orice teren de pe suprafața administrativă a comunii Livezi care nu are proprietar, automat intră în domeniul statului. Și domeniul statului înseamnă unitatea administrativă teritorială, unde suntem noi. Deci așa și acolo. Acel teren trebuie introdus în domeniul privat. Se pot face, într-adevăr, durează un pic mai mult. Îl introducem în domeniul public, după aia în domeniul privat, și după aia facem solicitarea către Ion și ne facem branșament. Eu vă spun clar, nici Bălăneasa nu are, nu avem act de proprietate pe suprafața unde sunt făcute branșamente. Vă spun clar. Dar atunci au mers că așa era doar. Trebuia să mergem. Și în 2020. Păi, domnule, în 2020 suntem la ceea ce faci. N-am reușit să-mi facem noi, făceți-mi dumneavoastră. Haideți să o luăm de la început. Exact ce spuneți dumneavoastră, niciun document. Eu acum muncesc cu toată echipa de primărie să identificăm locurile, nu avem nici ei. De ce domnul primar, la anii respectivi, când ați fost dumneavoastră, nu ați fost la punct ca să avem documentați? Avem probleme cu școala la Scărită. Unii vrem să facem proiect, acolo am găsit prin nu știu cine, nu avem documente, nu avem intabulări pe școli. Nu avem intabulări pe terenul primăriei, la care muncim acum și cheltuim bani. Am dat drumul la proiect. Am de proprietate, n-avea nici atât când am venit aici, putea să vină un boier, nu știu care, auziți-l la urmă, și putea să vină terenul. Dar dacă tot... Am făcut baza sportivă, nu aveam, nici măcar nu eram proprietate. Vedeți că nu este prinsă nici în momentul de față baza sportivă. Eu știu că este. Mergem acum după ședință, dacă vreți, și aveți timp, și vă arăt că nu este prinsă. Și vorbim de documente, tot ce spuneți dumneavoastră, am încercat și încerc să intabulez drumurile, să intabulăm terenul primăriei, școlii nu le avem pentru că nu putem duce proiectul la capăt. Am așa proiect... este și nu este numai la noi. Eu știu cum. La nivel de județ, la nivel de țară. Dar conducta de apă nu traversează numai suprafețe ale primăriei. Mai trece și din proprietatea lor. Un fir electric trece și din proprietatea lor. Domnul, dar nu vorbim. Dar trebuie să vorbim de toate. Vorbim de ce are statul. Deci vorbim de primărie, că vrea să ia statul. Noi nu am găsit nimic acum. Deci nimic nu avem. Lucrăm pentru a intabula zone. Zona din spate cu livada nu este trecută. Dispensarul nu este trecută. O parte din primărie nu este trecută. Nu figurează. Când am făcut Renzo acum, am descoperit că nu le avem. Un metru jumătate din... Adică ca să vorbim, dacă vreți să... Un metru jumătate, și nu vorbim, vorbesc argumentare. Un metru jumătate din interiorul primăriei este drumul național, intabulat. Știu. 6 metri pe partea asta, drumul de țede. De ce nu s-au făcut atunci? Dar de ce nu s-au făcut? De ce mă întrebați să vin? Eu vă întreb. Ca să putem depune proiect, trebuie să fii proprietar. Asta ne cer ce e, că noi am făcut documentul. Dar nu se reușit, doamna Lăbă. Haideți că spuiți că doamna Lăbă mișa în cap, nu, 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 nu,
dumneavoastră și nici cel care o să vină dumneavoastră. Pentru că nu se dorește, domnul, nu se dorește un lei. Se dorește. Vedeți, vă sunt întâmpinați piedici în altă parte, nu neapărat numai. Vedeți, au inserat avizele la domnul, păi ce se înțelege? Drumul ne-au dat o dată aviz, acum am mai încruptă, da. Păi vedeți, păi vedeți că asta. Dar mergând și după când zi de zi când te ia pe capul și te duci, până la vreme să te fac, nu mai stau. La vremea respectivă s-au făcut unele lucruri care au fost acceptate de prefectură, de orice pe aici. Știți, la școala sterică. Așa s-au făcut investiții și la Bărânea, s-a și cu drumul. Păi știu, la școala sterică, astăzi vorbim, am primit de la, cum îi zice, am primit de la cartea funciară, că sunt construcții care nu sunt autorizate. Anexa din spatele școlii nu este prinsă. Noi vrem să demarăm un proiect care l-am ne-am trezit. Bun. Dar nu interesează pe nimeni. La carte funciară ți-a spus, domnule, nu am avut clădirea. Veniți și o justificați. Nu este niciun document. Acele documente nu se găsesc. Avem o magazin care este prins, deci când s-a făcut ființa, a prins tot ce e. Să vină mă, ce ne spune, domnule, stăcăm WC-ul de acolo. Bun. S-a pus unui domnul Remus că nu. Acel pod de divare aleată, stați aleată, domnule, nu putem muta o... Nu știu, hai să spunem cum s-a avut investiții de a trecut prin casă la anul ăsta. Adică e vorba de o poartă că nu sunteți. Dar are și palatul, e o poartă să dea domnul de fapt. Nu asta. Dar nu mai lucru din prostă. Adică, ce spuneți, vreți? Trebuia să dea acum din pământ în continuare, pentru că ăla nu poate lua acolo fata să-și descoltă la toată. Haideți să mergem pe tema asta, că este foarte important. Ceea ce înseamnă noi nu avem nimic aici. Domnul secretar este de față. Haideți să vă mai dau un exemplu. Domnul secretar, să vă mai dau un exemplu. Dar lăsați-ne să ne-am făcut investiții la drumuri. Astea pe NDR-urile astea pe care astăzi ați celor cu actualizare de vizionă. Am fost nevoiți când am făcut cadastrarea și am făcut să facem noi fără cadastrare, să renunțăm la un metru, adică rigola care se face la drum, să nu ne ducem să mă facem cadastra până în gardul omului, pentru că ne suprapuneam cu proprietățile lor. Care era mea, unde aveau de tabloaie. Unde aveau de tabloaie, domnule. Dar dacă făceam la timpul ăla, omul și de aproape. Dacă făceam la timpul ăsta, nici în momentul ăsta nu aveam pe rezolvat vreunea, nu aveam nici în drumul ăsta. Vă întreb acum, acea investiție făcută fără tabloaie la drum? Nu, domnule, dar am făcut, am lăsat... Păi ați renunțat, domnule, am făcut un public, să înțelegem că asta l-ați renunțat pe o bancă de drum de un metru, nu ne-am dus până în grad, să evităm aceste probleme. Acele mici încălcări cu 5 cm dacă erau, nu puteam să continuăm să facem mai tot. Nu te duceai în 5 cm, care am lăsat o marjă ca să o rezolvăm după aceea, rezolvați-o, da. Ce să faci? Facem, domnule. Era de bine să plătăm toată investiția la vremea respectivă, 2 milioane de euro, pentru că unul nu vrea să trebuia să mă duc și mă judec cu el, voi ajunge. Trebuie să faci compromisul, pentru că vă dau eu sugestii. Dar dacă nu faci compromisul, nu poți să mergi. Adică, să faci ceea, am trecut lumea strigată, nu are apă, și noi să stăm până că n-am branșament electric. Hai să găsim o soluție și de moment. Am găsit-o, rea. Dacă nu este bun, să ia găsirea pe tot. Nu, dar pentru că o dat apă la mărul. Dar nu asta e problema. Problema este că la mine vine să-i plătesc factura, domnul primar. Are dreptate. Domnule, are dreptate. Dar eu nu negăcesc aici. Deci, omul n-a venit să vină, omul întrerupt pe helul de acolo, să vă dacă noi rămânem cu investiția cu el, cât s-a făcut, să nu. Dar cum ați făcut voi investiția, fără să trăiești prima dată? Dar ce a făcut fără pom? Domnule, dar eu n-am dat un miliard jumătate ca să tragem proiectul acolo. Toată investiția acolo a costat 1.300.000 sau cât a costat. Deci noi n-am avut decât 1.300.000. Atât, dar vedeți, nu aveți nici dacă. Ne-am bazat, sau cât de, că nu știu eu cum cât, câți bani a fost făcut și cât a fost trecut în proiect, atât s-a justificat. Dacă este un leu nejustificat, se răspunde și că... Domnul... Dar de ce l-ați făcut? Dar de un an mai zi, de un an și ceva, lumea pe a făcut un bine. Și eu vorbesc cu oriți, nu intru, nu vreau să intru în contradictorii sau cu ceea ce nu este un lucru bun. Dar de ce nu ați făcut cu cât aveați prima dată trebuia să trage energie electrică, nu se duci tu să iei, că nu putem. Deci nu ați făcut ideea dacă veneați așa să mă plătesc factura lui Nelu Stan? Dacă dumneavoastră o plăteați, era problema noastră. Eu nu pot să o plătesc, pentru că nu e legal. Nu e treaba dumneavoastră. Dacă făceați investiția, făceați cu obi, făceați aia și nu numai să facem. Nu la o rectificare, nu am spus că la momentul imediat următor, discutați, să-mi dea o formă legală, trebuia să găsim o formă legală, cu contract, cu ceva, poate nici da, așa cum spune doamna Nela, făceam un contract și branșamentul îl făcea pe primărie și terminava la muncă. Dar trebuie făcut pe primărie, cu când îl făcea? Trebuie făcut, nu,
cine spun. Deci nu ți-ai distrus de simplu și un constructor v-a dat-o. Un cablu să dai de la locul contorsului de neamplu, este loc. Și nu-mi poți să umilea ceva, după aia mă faci nu, bune-ți. Dumneavoastră, vă domnule, arătați-vă. A venit să iau Consiliul, poate să pune așa de tot. Veniți, veniți cu, cu proprietarul din teren și de acolo discutăm. Deci, dar, domnule, băi, ați venit și mi-a spus acum că toate investițiile sunt făcute, nu sunt în regulă. Nu sunt făcute pe lucrează, eu am, dar nu se poate așa ceva. Și așa este. E, nu mă lasă află în domeniul public. Puteți să-i faceți document de proprietate. O hotărâre din Consiliul Local, ține-o, ține-i pe loc. Trebuia să fie la acel... În acel dosar care a fost să faci. Dumneavoastră, bază de ce este prevăzut că este terenul Consiliului Local Limes. De fapt, eu nu văd, nu văd de ce n-ați făcut branșament. Era singur de dat. Haideți să... Eu tot facem discuții de ceea ce s-a făcut, domnule. Domnule, deci facem discuții nu de ceea ce s-a făcut. De ceea ce nu s-a terminat. Toate sunt începute, toate sunt lăsați. Dar pe mine se pune unul dumneavoastră, că și eu am terminat la altele. Că aceasta? Păi am terminat, sunt bani de bata, de bata, Domnul primar, de 30 de ani, de s-a făcut 3 mandate. Zice domnul primar care a făcut. Pe Valerian niciodată nu s-a făcut nimic. Noi suntem doar podul ăla care susține. Podul, se face în toți consilieri să săpăm la poate. Dar au poduri, domnule, s-a făcut din poduri. Șarea, luna trecea. Dumneavoastră mi se pare că avem un plan decent de Valerian. Mi-a pus că avem doar numai Valerian, avem toată comuna. Din poduri, din poduri, din poduri, din poduri, din poduri, din poduri, cea mai putregită. Fetița aia era în Livez, stă undeva după școală, în Liveza. Și-a văzut drumul, asfaltul la Poiana, am venit la Sperig, am luat-o cu mine cu mașină. Când am ajuns la magazin, îmi zice, Doamna Nela, ce frumos e în satele astea. Dar de ce, Andreea? Păi uitați, eu mi-am cizme de cauciuc ca să merg la liceu la Onești. Dacă plouă sau iarna când ninge, atât e de greu accesibil drumul ăsta până la... Am zis, m-am uitat la ea și chiar nu a fost milă. Zic, toate satele din comuna asta n-au fost vitregite. Valerea la săracă, adică ce frumos e în satele astea. Și mie când Valerea este sat de sine să stăpână. Valerea se cheamă Livez, ca să ne ținem. Da. Da? Poate cele mai mari investiții au fost făcute în Livez, în satul Livez. Plecând de la primărie și tot ce vedeți asta aici. Primăria nu că ne-a făcut carul al doilea. Nu, dacă nu spun că investițiile sunt pe satul Livez, ca să știți și noi. Tot ce nu putea. Deci dacă e să luăm așa, Livezul este cel mai favorizat. Da, și impozite. Aici ai toate investiții, aici ai aleile, ai centru modernizat, ai primărie, ai grață sportivă, ai pompier, ai tot ce de... Nu ai scărit așa, nu ai așa ceva. Ai așa ai dispersat, nu ai modernizat așa. Luați-le, luați-le așa, nu luați Valerea. O parte din sat până la vârf, cât ne-a permis fondul european la vremea respectivă, cum ai spus, nu ne-a dat voie, dar dorită faptul că este zonă inundată. Cu liste inundații de o dată pe an, înainte la o dată la 10 ani, da, o introdus o dată la pe an. Există posibilitatea sau nu știu că o dată să fie, și iar fondurile europene nu puteau fi utilizate în aceste zonă. Da, înțeles, da. Există posibilitatea ca în fondul guvernamental sau locale, acea zonă să fie modernizată. Ceea ce am făcut, am început cu acel fond din fondul satului, cu zidurile de sprijin și urma să fac numai toate, din câte știu eu, există proiect pe la CDI sau nu știu. Noi suntem rău, dar am lăsat să zicem la nu trebuie să luați numai așa, în sat, în Valea, avem acum proiecte, îl știți, da? Care l-am făcut să putem să-l depunem. Ori prin PNDL 3, Angel Sanin. Acolo am avut o discuție, credeți-mă, și cu domnul premier direct față în față cu acel proiect. Este un proiect mare, am. Este vorba de 38 sau 39 de podețe cu acces la fiecare persoană. Să țină mașină de 40 de tone, că așa ne cerea mașina de pompier să poată să stea pe acel pod, cu regularizarea din curs de apă și asfalt. Dacă acel proiect nu iese, în discuția care am avut-o la București, nu dau nume, de, așa, vorbim la cel mai înalt nivel, le-am spus că acei oameni nu putem să-i scoatem din problemele care le-au fiind de-a lungul cursului de apă, pe o parte și pe alta, drumul fiind îngust. Apa se urcă, au punți, podețe, nu putem. Ca să ne ducem balastul an de an, asta e soluția. Da. Și cum spunea și domnul Crăciun,
e zona inundată, până Neasa. Și Livezi este zona inundată. Acolo nu stă pentru investiții pentru că nu ai regularizare. Exact. La fel și dacă nu ai regularizare, proiectul nostru care l-avem și îl depunem și îl luăm tot pe masă și îl punem aici, să vedeți cum arată, cum trebuie să ducă și o să-l punem și la București, să-l susțin acolo, este un proiect corect. I-am spus, domnul premier, este un proiect corect. Dacă vreți să vă arăt, vă arăt pot, vă arăt ce e situația. Deci băgăm bani, an de an, deci eu vă spun, și spălăm bilete și la primer în cizme. Bălăneasa și... De 10 miliarde de lei. Dar vă spun cum vă întreabă la București. Dar eu știu cum mă întreabă, domnul. Dacă... Știu cum mă întreabă, că nu se justifică sau nu se justifică. Adică satul tot nu știu dacă face 2 milioane de lei și tu plic cu investiții de 10 miliarde. Deci, tot felul de... Deci astea sunt problemele astea. Dar asta mi le asum eu. De asta sunt aici, să duc negocieri, să mă bat acolo, vreau să mă susțineți în Consiliul Local. Sau să mă susțineți, lumea să înțeleagă. Nu poți să faci așa, să duci comuna, să o duce liber sau să o duce lângă bătălă. Încercăm cu tot ce avem, cu tot ce pot eu și cei din echipă și Consiliul Local. Cu toți, care mă susțin sau care nu mă susțin. Dar astea sunt problemele. Acum, deci acum vorbim, ați văzut că am discutat problema de apă. Este o moștenire care vă spun asumat aici. Este o diferență de când am venit eu la alimentarea cu apă. Sunt probleme, într-adevăr, lucrăm în unisul. Dar... Deci e diferența. Merge la alimentarea asta ilegală. Deci, domnule, deci ați apus și cum i-ați spune surse. Da? Le-ați apus până de mână. Luni întregi nu a fost apă la poiană. Credeți-mă ce vă spun. Păi da, domnule, dar de asta am și luni. Și ca să mai știți aici, că se vorbește că la Poiana este apă. Când este apă, la Poiana are toată comuna, că este cea mai de sus zonă. Și îmi spune că nu are la Livezi să folosim pe Facebook. Cei care chiar nu trebuie să vorbească. Domnul primar, de 3 luni de zile curge apă la Sărintă. Da. Știți de ce ne-am oprit-o? Am trimis acolo, este făcută zăpătura, curge foarte puțin. Pentru că acel sistem și iar l-au la toată. Nu poți să izolezi o zonă. Eu ca să izolez, să fac o lucrare la pana, închid scăringa. Deci vă dați seama, deci pentru prima mașină. Așa. Închid scăringa, Poiana toată. Și am considerat că să mai meargă, să mai apară o apare și când o oprim. 5 zile face și pe aia și pe aia și pe aia. De asta nu opresc. Azi dacă fac la Poiana, nu-ți facă la pe joi. Adică lăsăm o toleranță ca să putem să avem bani. De asta, asta este. Așa a fost făcut proiectul. Dar tot de mine de rău, vedeți mea asta că de ani de zile. Avem discuții aici, contradictorii. Pe ceva ceea ce noi avem, din fericire noi avem, cât avem, da? Sunt comunii care au început proiectul în 2006. Și ascult țările de sus. Și asta nu se înmuscată. Pentru că administrația locală știe ce înseamnă să fie de alimentare cu apă. Aici sunt probleme, tot timpul au fost probleme cu alimentare. Sistemele sunt făcute, nu sunt în regulă. De ce v-am spus? S-au renunțat în acte adiționale la unele lucruri care nu trebuie renunțate. Acum nu fac, nu dau vina pe nimeni. Acea sursă de alimentare a fost făcută a doua sursă, deci cu două surse de alimentare din oameni care au înțeles în lumea. Păi tu spui că ai 5 sau așa 500 de lei. Dar tu nu aveai viziunea de la același proiect, Dana. Nu aveți voie să renunți, că la cele alte adiționale, domnul primar. A fost de domnul primar. Domnul Crăciun. A fost primar în momentul ăla. Un act adițional este semnat cu noastră. Eu dacă te caut în vârtire, da, atunci. Dar vă rog cum să vedeți că acela adițional nu se va duce. Ei, poate ați uitat, dar... Nu, eu vă spun tu niciodată. Acum la adițional. Dar ce este mi-ați dat pe adițional? Nu am vrut să se vezi, o semnat la comisia, ce-a rămas așa. Și de ce a făcut recet? S-a făcut licența, pentru că au existat distrugări primate, au venit promisii. Domnul, dar nu spune, spune vreți pe mine. N-a semnat act adițional. Da, vreau să vreau. Act adițional a semnat primarul. Nu a semnat. Domnul președinte, dacă am epuizat, mai vreau să... Pentru asta vreau să... Da, vă mai dau cuvântul pentru a doua intervenție, dar cu un subiect total diferit din da, legătură. Da, total diferit. Eu am terminat. O să am înțeles, deja, pot să vorbesc unul la sfârșit cu statul și tot. Da, înțeleg, mi-a tot la asta e limitează. Bine că am făcut și am revit și niciodată. Eu vreau să vă dau la conștiința Consiliului Local. Doar așa, a fapt diverse în primă fază, până o să vedeți și documentul. Ieri a fost emis o hotărâre a instanței, numărul 557 din 2021, care privește și Consiliul Local. Iar aici domnul Solini Chim, instituția prefectului Bacău, a avut o acțiune împotriva Consiliului Local, a domnului Coacu, Vasile Gave și Surugiu Daniel, cu privire la schimbarea din funcție, de anul trecut din 2020, în aprilie, au fost contestate acele hotărâri, iar instanța l-a recurs,
admite recursurile, pentru că domnul mai sus menționat a făcut recurs, casează sentința necurată, reținând cauza spre rejudecare și respinge ca nefondate acțiunea principală și cea conexă. Deci, într-un cuvânt, tot ceea ce s-a întâmplat anul trecut a fost în limitele legii, a fost legal, mai departe obligă fiecare intimat, reclamat, să plătească recurenților cu acul Vasile Gabe și Sfârșiul Daniel și Consiliul Local al Comunei Livesc câte 100 de lei, reprezentând cheltuieli judecate în recurs. Hotărârea este definitivă, acum a fost pronunțată la data 21 septembrie 2021. Asta vreau să luăm la cunoștință ca să îndepărtăm suspiciunea că a fost numit primar, a fost... Deci am fost forțați, până la urmă, Consiliul Local al vremea respectivă, am fost forțați să emit acele hotărâri, ținând cont de deciziile ilegale pe care le-a luat prefectura, cumva strivind autonomia locală, ca să spunem așa. Deci trebuie avut grijă și de aici încolo. Consiliul Local, într-adevăr, este suveran pe hotărârile care le emite, bineînțeles, și răspunde de aceste hotărâri. Dovada că a fost legat tot ce s-a întâmplat anul trecut. Asta am văzut la cunoștință. Mulțumesc. Da, mersi, domnul. Așa. Ei, asta se întâmplă în distanță. Ca să spunem, dacă tot am început de la subiectul probleme și așa, am încheiat cu aceste probleme. Da, asta este invitația. A fost făcut de prefectură, a solicitat asta, nu trebuie să mai discutăm ceva. Deci sunt hotărâri care trebuie respectate și toată lumea să le respecte. Da. De asta vă spun. Fiecare trebuie să respecte. Indiferent ce se întâmplă, cu cât drag și poftă, considerăm noi că vrem să facem pentru cetățeni, dar trebuie să facem și legal. Da? Deci toate trebuie să plece de la momentul în care tot ce înseamnă investiție să trece de la act de proprietate. Restul îți vorbim. Apropo de act de proprietate, aș mai avea o întrebare. Au fost desemnate vreo 600 și ceva de OAT-uri pentru cadastru din fonduri europene. La Sândureni s-a mers înainte. Acolo a terminat? Da. La noi... Dar nu s-a început. În ce stadă? S-a început un nou. Da, deci hai să începem și cu cadastru. Da. Discutăm și de cadastru. Cadastrul general, eu l-am început în 2018. Cu comisii, cu oameni pe teren, cu firme, că probleme sunt că firmele de cadastru nu se bagă la acest, pentru că prețurile care le dă statul sunt foarte mici. Am reușit, am făcut contract cu firmă de cadastru, Toposistemul s-a apucat de lucrări, iar din momentul când domnii m-au schimbat, s-au oprit tot. Nu s-a mai dus. Deci este o muncă... Nu s-a oprit. S-a oprit atunci. Este o muncă colosală, o muncă în care trebuie să ai și angajați primării în teren și firma de cadavru. Și cetățenii. Ei trebuie... Domnul Ocru, să spun. Acolo la guvernare, nu mai să fie așa ceva. Nu să fie și politică în muncă. Veți avea cu contul, dar ați terminat un subiect. Am plecat. Deci în acest moment, acele lucrări sunt oprite. Se lucrează pe cei care au fost în teren, deci partea de jos, de la nisipul și așa, sunt în lucru la firma de cadastru și continuăm să vedem cu ce oameni... Nu am vrut să văd ce sumele care le-au cerut firmele de cadastru și aici e o contradicție de tot pe bani, nu am tot pe bani. Nu-i mai acoperim că...